cu numărul 10, Cristina Oprișan, 1,77 m din Slatina. Cristina Oprișan. Nu uitați, suntem la Miss Litoral 2013, doamnelor și domnilor. Bine, bine așa? După un debut cu cei mai buni designeri României momentului, festivalul de modă de la Mamaia a programat sâmbătă seara un regal de frumusețe. Fetele participante la concursul de Miss s-au antrenat săptămâni la rând pentru momentele defilării pe podium. Primele prezentări au decurs bine, costumele de baie și rochile de party au fost vedetele serii. Fetele? Păi nici am apucat să le văd bine că a dat ploaia peste, dar le știu, stai liniștit. Nu pe toate. Nu pe toate, e adevărat, dar știu mare parte dintre ele. Înseamnă că aveți și șanse de câștig pentru una. Cum? Aveți idee că care câștigă. Asta nu, n-ai văzut că nu m-am oprit în juriu? Pe care o creditați cu șanse? Nu știu, că nu le-am văzut, nici nu știu care sunt concurentele. Dar ce am făcut? Am scris la telefon cu altele. Păi cu fetele așa, pe WhatsApp sau SMS-uri. Dacă nu pot să stau cu toate aici, trebuie să le mai țin de vorbă. Totul a fost în regulă până când Mamaia a fost luată prin surprindere de o ploaie torențială și după numai o oră de la debut, organizatorii s-au văzut nevoiți să pună capăt show-ului. Concursul de Miss ar putea fi reluat în această seară, dacă vremea va ține cu organizatorii. Este reprogramată pentru mâine seară, practic, această ediție de Miss Litoral. Ploaia de obicei aduce belșug. Până la urmă trebuie să ne bucurăm că venim și mâine seară și vom admira aceleași fete frumoase și același spectacol de muzică, lumină, culoare și modă. Da, foarte frumoasă. Cât ați apucat să vedeți? Tot. Tot înseamnă doar începutul. Până acum. V-au plăcut fetele? Extraordinare. Mai veni și mâine seară. Desigur. A fost frumos. Așteptăm să vedem în continuare. Spectacolul a fost super până în momentul de față. Show-ul s-a bucurat și de prezența uneia dintre cele mai celebre manechine autohtone. Bianca Drăgușanu a fost mai tot timpul cu ochii pe iubit, care a defilat și el în cadrul spectacolului, dar și-a făcut timp să dea și câteva sfaturi viitoarelor manechine. Să aibă încredere în ele, să fie pozitive și restul vine de la sine. Organizatorii Fashion Summer Festival speră ca în această seară să aibă mai mult noroc.